Aleluia, aleluia, aleluia. Fericit este cel pe care l-ai rășit primit, Doamne. Aleluia, aleluia, aleluia. Sufletul lui tuburătăți se va sărășlui și seminția lui va măștâni pământul. Aleluia, aleluia, aleluia. Și pomenirea lui neam și neam. Aleluia, aleluia, aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate chivelise, și ceea ce este de folos tuturor ne dăruiești. Unule, ziditorule, odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, că spre tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pre tine zi și liman te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu. Cel ce s-a născut din tine, născătoare de Dumnezeu nenuntită, ceea ce ești credincioșilor mântuire. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu de-a dinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce ați rugat pe calea cea sfântă și cu scârbe, toți care într-o viață crucea ca jugul ați luat și mie mi-ați urmat cu credință, veniți de luați darurile care am gătit vouă și cununile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale celei negreite sunt, măcar de și potrănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta. Și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățeanul raiului. Cela ce cu mână dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care le-am fost luat, la cel după asemănare mă ridică cu frumusețea cea dintă iarăși împodobindu-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, preot dumnezeire întreg strălucit, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând, Sfântiși Părinte fără de început și Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trus pe mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul. Născătoare de Dumnezeu curată,
și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta! Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ne rugăm acum pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpul de luptă în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe, ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român, pentru cei care acum se pomenesc Ion Crețu Costache Bălan, Mihalachia Sofie Costache Costăchioaia, Costache Anastasoai, Costache Cozma, Ion Huțanu, Nicolae Ilișoaia, Vasile Iordache, Alexandru Iordache, Costache Moscu, Dumitru Moscu, Gheorghe Maxim, Gheorghe Tăzaru, Nicolae Vacaro, Gheorghe Alexa, Rățu, Vasile Spătăruț, Vasile, cu tot neamul dormit. Grigoriu Gheorghe, cu tot neamul Huțanu, Gheorghe, Ignat, Vasile, Chiria, Constantin Popescu, Ioan Iordache, Constantin Muraru, Vasile, Carole, Ioan Moscu, Ioan Bălan, Constantin Bălan, Vasile Moscu, Alexandru Timofte, Constantin Lazar, Ioan, Alexa, Vasile Iordache, Petru Iordache, Zaharie Iordache, Ioan Coșocaru, Ioan Coșocaru, Gheorghe Negură, Gheorghe, cu tot neamă grânit. Eroi din cimitirul din Chicerea, Sima, Ilie, Leonti, Petrescu, Gherdan, Luciu, Ismael, Toadir, Cermoș, Rainic, Lazar, Negra, Vădăru, Moldoveanu, Tudorescu, Manoile, Blaga, Niculescu, Gaga, Pader, Sârbu, Boiduc, Enachi, Bivolaru, Tudor, Bălan, Cernea, Dinu, Guțu, Mureșanu, Tomșa, Dopan, Drăgan, Tăbăcaru, Costă, Zagăr, Caraveia, Sechereș, Urmuz, Potrichea, Chimoș, Popa, Rusu, Bula, Boaru, Stoleru, Spătaru, Nechifur, Presecaru, Lagăr, Haidan, Nica, Hang, Colar, Moldoveanu, Samoilă, cu tot neamă drumit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepte se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care e călcat moartea și pe diavol ai surpat, dăruind viață lumii Tale, odihnește, Doamne, și sufletelor, eroilor adormiți într-o nădejde în vire și a vieții veșnice, ostași români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpul de luptă în lagări și în închisori pentru demnitate, libertatea și întregirea neamului, și pe toți care i-am pomenit, odihnește, Doamne, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu vorba, cu fapta, cu gândul, ca Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor păcatele. Că nu este om care să trăiască, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac. Și cuvântul Tău este adevărul că Tu ești învierea și viața din eroilor țării noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălță. Și Părintele Tău celui fără de început și Preasfântului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeu puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt,
Cel ce prin negrăită întrupare și prin pătimirea de bunăvoia unui a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruință și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm, acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru românesc, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să înduiești în ceat aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip eroic și au căzut la datorie. Sufletele acestora, ca un nor de martore, stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele păzesc pătarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartă-le orice au greșit cu faptă, cu cuvântul sau cu gândul, pentru că precum a fost pe pământ pe ceata aleșilor Tăi, așa să fie și numărați cu asta mucenicilor Tăi. Și precum s-au arătat cinstiți de oameni, așa și înaintea Ta, Doamne, să fie așezați cu sfinții, că acești viteji ostași, lupta cea bună luptați și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecător, dăruiește-ne în schimb cunoarea dreptății, iar nouă dăruiește-ne, Doamne, celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne Dumnezeu pururea să pomine jertfa la cea mare, privind faptele minunate să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei Tale și pentru jertfa eroilor noștri binecuvintează țara aceasta și armata țării și câți locuiesc pe pământul acesta, dăruiește-ne biruință, spor și îmbelșugare și pace, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu mântuirii și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează! Cel ce s-a înălțat într-o slavă și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, cu ale Sfântului și dreptului Lazar și ale tuturor sfinților, pe eroii țării noastre, jertfiți pe câmpul de luptă, și pe toți că ți-am pomenit, care s-au mutat la cele veșnice cu drepții să-i așeze, în sânurile lui Avram să odihnească cu drepții să-i numere și să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. El învărțărimea drăgame, iertare de păcate și pomenește pe dânsii și odihnește, Doamne, din veac în veac, fără Doamne, veșnică, pomenire și odihnă. Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi, de nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.
Da, da, aici în țara mea. Și e despre
domnule primar, domnule director, distinse autorități locale, stimate candidați, dragi copii, an de an ne adunăm împreună în jurul acestui monument, pe vreme însorită, pe vreme de ploaie, ne adunăm ca să omagiem, să ne rugăm, să ne amintim de jertfa celor aceia și-au vărsat sângele pentru pământul acesta pe care noi astăzi viețuim. În urmă cu 100 de ani, la vremuri de încercare, în urmă cu 80 de ani, la fel, la vremuri de grele încercări, niște copii de 18 ani, 20, 25, s-au dus pe front și au lăsat acasă cu lacrimi în ochi părinții, soțiile, copiii, și-au plecat pe front cu nădejdea biruinței și a izbândei și cu dorința de a se întoarce acasă, dar și cu o tărie de caracter. Îmi povestea un bătrân din sat că trebuia să ai o tărie de caracter ca să te poți lupta pe front. Nu oricum. Trebuia să fii puternic în sufletul tău convins și în inima ta că ceea ce faci, face bine ca să poți lupta. Adică să fii însuți convins și să fii cu certitudine că sufletul tău și viața ta este pusă în slujba patriei. Și atunci, chiar dacă mori sau vei muri pe front, jertfa ta nu va fi trecută cu vederea și gestul tău de a te jertfi acolo este primit de Dumnezeu și este spre folosul urmașilor. Deci nu se puteau duce pe front cei slabi de inimă sau cei fricoși sau cei care să inspire teamă sau nesiguranță ca să-i facă și pe ceilalți să se piardă cu firea, ci trebuiau să fie înșiși tari de caracter încă de acasă, când plecau de la tata și de la mama, ei plecau cu inima strânsă de frica ce îi așteaptă, dar și cu dorința și cu tăria de caracter ca să poată lupta și să poată încasa un glonte sau o bombă și astfel încât moartea lor să fie într-adevăr recunoscută de Dumnezeu și recunoscută de urmași. Deci nu este așa doar cum citim o poveste că s-a întâmplat tot în urmă cu 100 de ani sau cu 80 de ani și că a fost și ce au făcut ei, și ci ei înșiși trebuiau să fie destul de maturi în toată conștiința lor ca să poată lupta pe front și să dea dovadă de o maturitate foarte, foarte bine întipărită în sufletul lor și în mintea lor și în dorința lor de a lupta pentru cei de acasă. Nu mulți s-au întors înapoi, foarte mulți au rămas acolo și au vărsat sângele pe front și au murit unii în lagări, unii în închisori, unii luați prizonieri, unii au murit doar făcând câțiva pași când au coborât din mașină pe front. Cineva spunea că speranța de viață era de 45 de secunde când se ducea pe front, când ajungea pe front, undeva la vreo 45 de, de secunde, așa, sperau să trăiască. Adică, deci, era cumplit. De aceea spun că trebuia o tărie de, așa, de, și o bărbăție foarte, foarte mare ca să poți face față și să nu te pierzi cu firea. Ei bine, noi ne amintim de mucenicia lor astăzi, de jertfa lor, de dragostea lor de patrie, de neam și că Dumnezeu ne-a lăsat liberi încă deocamdată pe pământul acesta și nădăjduim că Dumnezeu ne va mai ține liberi și pe mai departe pentru urmașii noștri
și îl rugăm pe Dumnezeu ca să primească jertfa lor, să ne lumineze și nouă mintea, sufletul și inima, ca să putem duce mai departe amintirea lor și să putem cumva și să reușim să lăsăm pământul acesta în bună pace, în bună tihnă și celor de după noi. Să nu fie, cum spunea Napoleon, după mine potop, ci să lăsăm celor de după noi un loc în care să trăiască, să viețuiască pașnic, liniștit și să îi trăiască în dreaptă credință. Dacă ne pierdem rădăcinile, ne pierdem istoria, ne pierdem identitatea, ne pierdem și noi ca neam, ca națiune, ca limbă, ceea ce este un dezastru dacă se întâmplă așa. Deja ne depopulăm. Deja foarte mulți pleacă dintre noi la cele veșnice și puțini se nasc. Eu știu, vreo 20-30 de ani o să fim jumătate din populația de astăzi, în ritmul acesta, din păcate. Dumnezeu să ne ajute și cât mai trăim pe pământul acesta, să nu uităm de bunicii și străbunicii noștri care au luptat pe front, ce au luptat pentru libertate și demnitate și integritatea poporului român. Dumnezeu să le binecuvinteze sufletele și nouă să le binecuvinteze Dumnezeu credința, să ne înmulțească dragostea și să ne întărească în fapta cea bună. Mulțumim, domnule primar, pentru că sunteți astăzi în mijlocul nostru și vă felicităm pentru noul mandat și să ne ajutați și pe noi mai departe. În acești 4 ani de zile avem treabă multă de făcut la biserică și parcarea și cu clopotnița și vă rugăm să ne fiți alături ca întotdeauna de altfel. Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumim tuturor, domnule director și dragi copii, stimate cadre didactice. Vă mulțumim pentru frumoasele cântări de astăzi, pentru amintirea eroilor și înaintașilor noștri. Dumnezeu să ne ajute și dacă dorește cineva să mai zică un cuvânt. Vreau să mulțumesc în primul rând Părintelui Paroh pentru slujba de pomenire a eroilor patriei, care, cum vedeți și pe mauzoleu, sunt mulți, mulți eroi din comuna noastră, din satul Brătești, care cei tineri copii din generație în generație, să ne amintim de acești eroi. Credința noastră ortodoxă nu ne va lua nimeni, chiar dacă alții încearcă prin diferite metode să ne îndepărteze de Sfânta Biserică. Noi am fost, vom fi și vom rămâne ortodoxi. Deci, mulțumesc copiilor pentru spectacolul frumos, cadrelor didactice care s-au îngrijit și au educat copiii, să-i educi în continuare ca să-i pomenim pe acești eroi an de an și numai o dată pe an, de câte ori este nevoie. Așa ne stă bine nouă, credincioșilor ortodoși, să fim aproape de biserică, să ne unim, să ne iubim, cum spunea și Părintele, fără credință ne pierdem neamul. Mulțumesc Părintelui pentru urările noului mandat. Cum știți și dumneavoastră, cât am putut de la primărie, am ajutat Sfânta Biserică și o voi ajuta în continuare. Depinde de posibilitățile financiare, dar o să cer să fie bine. Ce să vă doresc? Vă doresc un an bun, fericit și la mulți ani cu ocazia zilor eroilor neamului. Mulțumesc, Sărăma!